Înlocuirea produselor lactate cu grăsimi hidrogenate este o practică des întâlnită în rândul comercianților sălăjeni, în special a celor care vând produse de panificație. Chiar dacă prin astfel de practici pot pune în pericol sănătatea cumpărătorilor, aceștia nu se dau înlături de la vinde produse pe a căror etichetă scrie că ar conține unt, de exemplu, însă acesta a fost înlocuit cu margarină. O bună parte a comercianților sălăjeni nu dau doi bani pe sănătatea consumatorilor, ci înlocuiesc fără rețineri produsele lactate cu grăsimi hidrogenate. Controlele efectuate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului au scos la iveală o realitate tristă. 40% dintre cei verificați vindeau produse etichetate greșit. Concret, pe etichetă erau trecute untul, cașcavalul, laptele sau telemeaua în componența unor produse. Însă, analizele de laborator au demonstrat că produsele respective conțineau, în schimb, doar grăsimi hidrogenate. Fenomenul substituirii produselor obținute din lapte, brânză, telemea, cașcaval, unt, este încă frecvent practicat în unitățile de alimentație publică, respectiv patiserii, pizzerii, fast food-uri, cofetării, restaurante. Din totalul unităților de alimentație publică verificate, 40% au fost depistate că substituie preparatele din lapte cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate, dezinformând astfel consumatorii. Anul trecut, spun reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, situația a fost și mai gravă. Menționăm însă faptul că în urma verificărilor, în perioada 21 ianuarie 8 martie, s-a constatat o diminuare a fenomenului de substituire a produselor lactate, respectiv de 40%, în comparație cu anul 2018, când procentul a fost de 74%. Au fost controlate 93 de unități, constatându-se că 33 din acestea, respectiv 35%, utilizau grăsimi hidrogenate și etichetau incorrect pentru abaterile constatate, s-au aplicat sancțiuni în cuantum de 296.000 de lei. Pentru că au pus în pericol sănătatea consumatorilor, agenții economici, prinși că etichetau incorrect produsele, au primit în total amenzi de aproape 300.000 de lei. Dezavantajează consumatorii, poate afecta viața, sănătatea și integritatea corporală. Dat fiind faptul că foarte mulți consumatori manifestă intoleranță la gluten, la lactoza din produsele lactate și... Bine să știi. Da.